Poate că unele lucruri ar fi fost mai puțin complicate dacă aș fi avut capul unui ou. Nu aș fi șezut acum aici, uitându-mă la ușa aceea de peste drum, la care nu sun. Prima călătorie amețitoare din viața mea a început într-o gară. Am intrat în această lume odată cu șuieratul răgoșit al trenului, iar glasul meu s-a auzit mai tare decât cel al locomotivei. Pe lângă cea care mi-a dat viață, dar nu mi-a fost cu adevărat mamă, încă din primele clipe, Zizi, vărul meu, mi-a fost alături și de atunci am rămas nedespărțiți. De mama mea și avându-l doar pe Zizi pentru a-mi însenina zilele, îmi priveam îndelung degetele de la picioare ca să nu mai văd nimic în jurul meu. Ei, dar aici chiar e o fetiță și acesta chiar e un bal. De data asta spaventura mițit. Domnișoară, cine sunteți? Zaira. Zaira, nume persian. Eu sunt Pantalone. Știu. Știți? N-aveți cum să știți. A zis Paventu ceva? A zis că sunt putre de bogat? Nu-s decât minciuni. Și totuși, poate că m-am înșelat. Poate că salteaua asta e destul de mare încât să-mi îngrop averea sub ea. Pantalone, potolește-te. Îngropă-ți banii sub cușca unui câine. Sub cușca unui câine? Nu pot. Câinele o să-i miroasă și-i aduce înapoi. Atunci scufundă-i într-un iaz cu pești. Nici acolo nu-i bine. Peștii mănâncă, noi mâncăm peștii și murim din cauza banilor mei. Îngroapă-i atunci sub un copac. Sub un copac? Sunt atâția copaci că n-o să mai știu de sub care să iau. Pantalone, pleacă. L-am văzut pe Pantalone ieșind. Sigur a spus că sunt un doctor prost. Așa face de fiecare dată și apoi vine și zice: Dottore, dottore, faceți ceva să nu sufăr așa. Sunteți domnișoara Zaira? Posibil. Așa era Zizi în zilele copilăriei mele, înainte să cadă în patima băuturii. Moartea i-a fost adusă de venirea comuniștilor. Paule, poate că vă întrebați de ce este această ușă atât de importantă pentru mine. De ce nu te concentrezi? De ce îți uiți textul de fiecare dată? De ce de fiecare dată trebuie să o luăm de la început? Din cauza mâinilor tale, de aia. Cum adică din cauza mâinilor mele? Dacă nu înțelegi acum, n-ai să înțelegi niciodată. Pisicile sălbatice! Ce echipă!